Vă salut, prietenii mei gurmanzi! Astăzi vom pregăti o rețetă de pește, merluciu în sos verde cu ciuperci. Este, o rețetă foarte simplă și se pregătește foarte, foarte repede. Haideți să vedem de ce avem nevoie ca să pregătim această delicioasă rețetă. Avem nevoie de următoarele ingrediente. Merluciu, o ceapă, 3 căței de usturoi. Aici eu am ciuperci, în cazul în care nu aveți ciuperci, vă puteți folosi ca alternativă mazăre, din o conservă de mazăre fiartă, un pahar de supă de pește, jumătate de pahar de vin, o linguriță de făină, sare, ulei de măsline și un pic de pătrunjel. Haideți să ne apucăm să tăiem ceapa și să ne punem mâna la treabă. Am tăiat ceapa în cubulețe mici, acum tăiem și usturoiul. Iar apoi o să tăiem ciupercile. Ciupercile, în cele din urmă le-am tăiat cubulețe mai mici, s-au părut că sunt cam mari și eu cred că așa cubulețe mici or să intre mai bine. Haideți să punem cratița la foc și să ne apucăm de treabă. Am pus tigaia la foc, adăugăm 2-3 linguri de ulei. Să vedeți ce rețetă ușoară și simplă. Numai în mai puțin de 20 de minute avem gata peștele nostru. Adăugăm ceapa și cu usturoiul. Și le lăsăm să se rumenească bine. Când ceapa a început să ia o culoare aurie, ușor aurie, să aveți mare grijă să nu se ardă. Adăugăm făina, aproximativ o lingură jumate, și amestecăm foarte bine. Are nevoie de un pic de ulei. Un foc mai tare. Amestecăm bine. Și acum, după aproximativ 30-40 de secunde, adăugăm peștele. Lăsăm făina să rumenească un pic. Uitați ce culoare frumoasă are. Acum eu o să dau un praf de sare. Sare nu pun prea multă, deoarece supa de pește are sare și nu vreau să mă trec cu sarea. Acum, uitați ce culoare frumoasă are. Acum o să adăugăm merluciul. Să adăugăm peștele. Merlusa e în spaniol, în română e merluciu. Așa. Odată ce am adăugat peștele, îl aranjăm foarte frumos, dăm focul la maxim și adăugăm supa de pește și vinul. Bun. Acum dăm focul la maxim și așteptăm să înceapă să fiarbă. Odată ce a început să fiarbă, lăsăm focul un pic mai mic, că eu l-am pe 6, acum îl las pe 4, să fiarbă încet, încet, să iasă alcoolul de la vin, după care imediat o să adăugăm pătrunjelul și ciupercile. Și aveți foarte mare grijă, nu amestecați, doar așa, uitați, cu tigaia încet, încet. Merluciul nu o să-l întoarcem, doar o singură dată, da? Să nu începe să-l întoarcem, că o să fărmițați. Deci încet, încet, lăsăm să fiarbă. Uitați ce sos frumos avem aici, și ce miros plăcut. Acum că a fiert 2-3 minute, adaug ciupercile. Cum v-am spus, în cazul în care nu aveți ciuperci, se poate face foarte bine cu mazăre. Cumpărați un borcan de mazăre deja fiartă și o adăugați la sfârșit. Mai multe. Atenție, le aranjăm. Și adaug și pătrunjelul. Pătrunjelul verde. Și cum am spus, uitați ce rețetă frumoasă, prietenii mei gurmani. Simplă și repede de făcut avem noi aici.
Vedeți, în mai puțin de 20 de minute aveți mâncarea gata. Da? Probați această rețetă și dacă vă place, dați-i like, abonați-vă la canalul meu aici, că o să vină rețete din ce în ce mai interesante și ingredientele le găsiți la sebiacasa.com. Au trecut aproximativ 5 minute. Eu o să întorc peștele, cum v-am spus, o singură dată îl întoarceți. Da? Și mereu îl mestecăm, așa, mișcăm tigaia, să nu se prinde de fund. Și acum îl mai lăsăm câteva minute să se rumânească și pe partea asta. Acum că au trecut 5-6 minute, uitați aici ce frumos, uitați-vă sosul, uite ce aspect are. Avem merluciul gata, pardon, o să îl scoatem. Așa să-i oprim focul. Uitați-vă ce sos avem. Ce sos avem, prietenii mei gurmanzi? Și această rețetă delicioasă am pregătit-o în mai puțin de 20 de minute. Uitați-vă ce deliciu avem noi aici. O decorăm așa cu un pic de pătrunjel și vă poftesc la masă, prietenii mei gurmanzi. Bucurați-vă de această rețetă minunată. Poftă mare!